Eu voi înlocui mânerul cu butonul de deschidere pe un BMW X3F25, dar această metodă funcționează și pe multe alte modele BMW, cum ar fi seria 1, 2, 3, 4 și 5, precum și pe BMW X1, X4, X5 și X6. În primul rând, demontează suportul numărului de matriculare. Mânerul este prins cu niște cleme pe interior, după cum se poate vedea și pe mânerul nou. Cu ajutorul unui levier subțire de plastic, trage ușor mânerul de pe haion până se declipsează. Deconectează mufa. Așa arată mânerul meu vechi de uzat. Conectează mufa în mânerul nou. Așează mânerul pe poziție și apasă-l ușor până se clipsează. Acum poți monta suportul de număr. Mulțumesc pentru vizionare! Dacă ți-a fost folositor, nu uita să apeși pe butonul de like și pe butonul abonare. Pentru orice nelămuriri, îmi poți lăsa un comentariu, iar eu o să încerc să vă răspund tuturor.